pic și despre întâlnirea de astăzi cu reprezentanții Consiliului Județean Covasna? Da, am avut o întâlnire cu reprezentanții județului Covasna, în care am discutat proiectele comune care ne leagă din punct de vedere al mobilității. Este de notorietate faptul că avem un proiect european care este semnat pe fonduri europene pe drumul care face legătura între Măieruș, Augustin și Barault. Este știut faptul că încă de anul trecut a existat o preocupare din partea lor și au făcut lobby ca județul Brașov să obțină finanțare de la guvern și în felul acesta am putut să primim bani de la Guvernul României. De asemenea, sunt proiecte care le avem în vedere pe viitor. Unul dintre ele este cel legat de autostrada Brașov-Covasna-Bacău, autostradă extrem de necesară și pe care sper ca noi, prin experiența pe care o avem, să găsim soluția optimă pentru realizarea acestui obiectiv. De asemenea, ne propunem să avem un proiect comun, un drum rapid între Sfântul Gheorghe și Brașov, în așa fel încât să înjumătățim timpul petrecut în trafic între cele două municipii reședință de județ.